Principala problemă pe care noi o avem este legată de declarația oficială, nu a tuturor mișcărilor de externe și a statului român. Republica Moldova este cea mai importantă proiect de politică externă a României. Dacă se blochează integrarea europeană, ce faci? Cum reacționezi? Poți să decuplezi Republica Moldova de Ucraina? Pentru că efortul României, și a fost un efort care e de salutat, efortul României a fost să lege Ucraina, Republica Moldova de Ucraina în momentul în care Ucraina nu vrea asta. Vă aduceți aminte celebra expresie? Republica Moldova face autostopul la un tren de mare viteză care merge spre Bruxelles. Asta spune Kiev. România a insistat. S-au trimis și niște scrisori pe aici, pe la București, să nu susțină pachetul Ucraina-Republica Moldova. Românii, evident că n-au fost de acord, au susținut Ucraina și sunt legate. Stat, candidat, ambele. Bun, ce se întâmplă dacă Ucraina se blochează? Adică drumul ei spre Uniunea Europeană va fi mult mai complicat. Va fi un efort al Ucrainei va fi mult mai complicat, prin urmare și drumul pe Republica Moldova, pentru că niciodată nu o să dea Bruxelles-ul mai mult Republica Moldova decât Ucraina. Aici lucrurile se complică major. Nu mai spun de Transnistria și de alte subiecte, putem discuta și despre asta. Ce face atunci? Păi doamna Maia Sandu, azi că intră întâi cu malul... Asta nu e o idee proastă. Tân cu malul drept... Dacă vreți, strategic vorbind, e poate una dintre cele mai importante declarații pe care le-a făcut doamna Maia Sandu. Intrarea pe bucăți. Pentru că dânsa știe foarte bine ce înseamnă Transnistria. Problema este că nu e coerentă politica Chișinăului. Nu, dar e acuzată că lasă Transnistria Ucrainei, de fapt. În fapt. A fost o declarație... Președintele Ghimpu, după ce a fost președinte în exercițiu, a făcut o afirmație care sună așa. Republica Moldova nu poate controla Transnistria. Și evident că nu poate controla Transnistria. Prin urmare, punem o frontieră administrativă, nu cedăm teritoriul oficial, dar nu putem controla. Ceva luați-l voi, că nu știm ce faceți cu el. Și atunci intrăm în Uniunea Europeană doar cu... Și mergem cu Uniunea Europeană până la Nistru. Cu Republica Moldova până la, de la Prut la Nistru. Asta a fost ideea formulată de un fost președinte. Dar Maia Sandu a sugerat cele două viteze pentru că Chișinău știe foarte bine că nu poate gestiona Transnistria. Republica Moldova plus Transnistria este cu totul și totul alt stat. Asta a înțeles Voroni. Nici Voroni n-a rezolvat chestia în Transnistria. Pentru că el a înțeles foarte clar că se va schimba nu doar demografia, atmosfera, puterea, jocul de putere în Republica Moldova. Va fi cu totul și totul alt stat pe care nu l-am văzut niciodată. Noi n-am văzut niciodată Republica Moldova funcționând alături de Transnistria. Că n-a existat. Când și-a Transnistria suverană în momentul în care a devenit independent Republica Moldova. Iar cei de la Chișinău știu foarte bine că nu se poate controla Transnistria. Nu vreau să intru în foarte multe detalii tehnice, dar vă dau un singur exemplu. În acest moment, în Transnistria, Republica Moldova primește gaz de la ruși. Că nu-l folosește altceva, dar îl primește. Și pentru că a primit la o treime gazul din Federația Rusă, l-a dat pe tot Transnistria. Transnistria nu-l plătește. A dat tot gazul Transnistriei ca să funcționeze cu ciurganul care produce curent electric. Curentul electric este cumpărat de Chișinău pe bani. Deci, gazul vine de la ruși, se duce la Transnistria, el folosește, produc curent electric și Chișinău finanțează bugetul Transnistriei plătind, rezolvându-și problema. Kilovatul este cam un leu, dacă l-ar cumpăra în altă parte, ar fi 3. Deci cumpără un curent ieftin, pentru că gazul nu se plătește și ea poate să producă produse ieftine. Uzinele din Transnistria, începând cu Râbnița, dar nu numai, fac produse competitive pe piață, pentru că niciuna nu plătește gazul. Ei fac produse în care 70% din produs e prețul gazului. Neplătindu-le, ești competitiv. Deci poți să stai cu toată tehnologia sovietică, cum stă Curciurganiu. Centrala de la Curciurgan are un echivalent la Chișinău. Și să vinzi la un preț bun, pentru că nu plătești gazul. Cea de la Chișinău s-a desființat că era necompetitivă la un preț de piață al gazului. Cea de la Curciurgan funcționează și acolo se încasează. Încasează rușii, încasează ucrainieni, încasează transnistrieni, încasează cei din Republica Moldova. Bun. Ce se va întâmpla în 2024? Rușii nu mai transmit gaz sau Ucraina închide contractul de gaz cu rușii și nu mai vine gazul în Transnistria. Deci, practic... În Transnistria sau nici în Ucraina nu mai vine? Nici în Ucraina dacă se închide contract. Ucraina a spus că nu mai acceptă gaz de la ruși. Bun, închide orice tranzacție. Nu mai vine gazul până în Transnistria. Ce faci? Tehnic poți aduci gaz, dar l-aduci un gaz care costă de câteva ori mai mult și el trebuie plătit. Nu mai vine gazul gratis de la ruși. Trebuie să fie plătit. Crește prețul la energie electrică? Toate industriile, majoritatea celor industrii vor intra în faliment pentru că nu mai sunt competitive. Unu, cine plătește gazul? Doi, cât costă produsul pe care îl faci tu în Transnistria? Păi nu mai ești competitiv. Că vei trebui să lupți cu piața adevărată. Și tu, Republica Moldova, cumperi energie electrică la un preț mare.
preț, cu Ciurganul se desfințează, cumpere energie electrică la Chișinău la un preț mare. Transnistria, nu vreau să fac aici estimări foarte clare, dar peste 50% din ce întreprindere, dacă nu mai mult, se desfințează. Mii de oameni care lucrează în combinate și uzine de acolo rămân fără loc de muncă, dar tu ai făcut integrarea cu reintegrarea, cum se numește la Chișinău, reintegrarea regiunii Transnistrene. Pentru Transnistrene, reintegrarea înseamnă lipsa forței de muncă, lipsa locului de muncă, șomaj, criză socială, n-ai cum să iei muncitorii din Transnistria să-i duci în Republica Moldova, că n-au ce să facă, că tu n-ai industrie în Republica Moldova. Deci pentru ei, integrarea europeană, reintegrarea va fi un dezastru. Transnistria în Republica Moldova va însemna sfârșitul proiectului, că nu poți să-l gestionezi. Nu mai spun de faptul că 10%, 7-8% procente vor fi prorusești anti-europeni. Deci Transnistria, pur și simplu, aruncă în aer ordinea socială, ordinea politică. Deci faptul că doamna Maia Sandu a spus că mai degrabă se face în doi pași, asta este un lucru care eu îl salut și sper ca și politice să fie în consecință, dar am sentimentul că una se fumează și alta se face la Chișinău. Pentru că în același timp se încearcă, nu-i așa, recuperarea regiunii Transnistria, dar asta este sinuciderea Republicii Moldova sau sinuciderea proiectului european al Republicii Moldova. Ei, toate lucrurile acestea, România sper că le are pe masă, le discută, iar în conversație cu partenerul strategic american, în primul rând, pot să spună, domnilor, dacă se întâmplă vreo criză, și este James Petit, a fost ambasador în Republica Moldova. James Petit a fost de 3 ori diplomat la Moscova și numărul 2 la Kiev. E un diplomat care știe cu ce se mănâncă spațiul ăsta. A publicat un articol în 2022 în care spune așa, domnilor, nu știm dacă rușii vor lua Republica Moldova sau nu, dar dacă vor lua Republica Moldova, ce se va întâmpla cu Republica Moldova? Pentru că România are o relație specială cu Republica Moldova. Ce va face NATO? Dacă Republica Moldova își trimite trupe sau pe Republica Moldova, ce va face NATO? Cine? România? Da. Nu că ai zis Moldova. Dacă România își trimite trupe în Moldova să apere Chișinăul atacat de Federație, ce va face NATO? Era o întrebare retorice. Dar faptul că James Petit, repet, ambasador la Republica Moldova, pune această întrebare, asta înseamnă că undeva, prin colțurile Departamentului de Stat, se discută subiectul. Tu, România, trebuie să te spui, domnule, dacă se întâmplă ceva, noi nu putem lăsa Republica Moldova. Noi o vrem integrată în European. Pe calea naturală sau pe calea germană? 1918, un atac al Federației Ruse, prăbușirea Ucrainei. 1918, ne ducem, facem reunificarea și luăm Republica Moldova. Eu nu spun că se va întâmpla așa sau că se poate întâmpla așa, dar spun că o asemenea tip de conversație trebuie să existe. După părerea mea, astea sunt subiectele care trebuie să ne intereseze pe noi. Pentru că alte subiecte, în afară de, bun, reconstrucția Ucrainei, generic, primul subiect trebuie să fie Republica Moldova.